Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să discutăm despre ce depozit ai nevoie pentru a tranzacționa, câți bani să investești în tranzacționarea Forex, cripto sau în bursă, da? Și am să vorbim totul detaliat de câți bani ai nevoie pentru a avea o tranzacționare normală și de a învăța sau de a, să zic așa, a trăi din aceste lucruri. Depozitul, vă spun din start, nu joacă un rol foarte mare în tranzacționare. Știu persoane cu depozite mari care pierd, știu persoane cu depozite mici care câștig, așa că depozitul nu joacă un rol foarte, foarte, foarte mare. Depozitul ajută psihologic. Dacă ai un depozit mare, nici nu știu cum să vă zic ca să mă înțelegeți corect. Dacă ai o strategie, trebuie să iei profit și cu un depozit mic. Dacă nu ai strategie, atunci chiar dacă ai depozit foarte, foarte mare, la fel vei pierde tot. Acum, de câți bani depinde că dorești tu să câștigi zilnic sau dorești să trăiești din acest lucru. Vom vorbi acuși. Dacă doriți să vă învățați a tranzacționa, dragi prieteni, da, atunci ai nevoie de un depozit foarte, foarte mic, da? Un depozit mic, micuț de tot. De exemplu, în Forex poți să pui un depozit de 150-200 maxim, da? Pentru a te învăța. În bursă, bine, ok, hai să zicem 400-500 de dolari, da? Iar în cripto, dragi prieteni, chiar și 20-30 de dolari ca să te înveți a tranzacționa, da? Dar majoritatea doresc ca să câștigi deodată bani mulți, da? Ei nu doresc ca să învețe, dar doresc deodată să pui o sumă mare, așa, pac, 3-4 mii, pac, și să creadă că vor învăța, vor deveni milionieri în câteva zile. Ca să trăiești din tranzacționare, atunci trebuie să ai multă experiență, da? Dar noi cum vom vorbi la general despre câți bani să investești în tranzacționare ca să ai așa bani de, să zicem, o cafea, cine fumează țigări, de distracție, da? La început. Adică nu pentru a trăi doar din asta, dar să ai niște bănuți așa de distracție și tot așa. Pentru piața Forex, 5-600 de dolari e ok. E ok și destul de bine. Pentru bursă, ca să cumpere acțiuni, deja undeva la 1000. La 1000 de dolari, tot e ok. Pe cripto, pe piața cripto, ajunge și 100 de dolari, dragi prieteni, fiindcă în cripto poți cumperi cu cenți, poți cumperi criptomonede și cu un dolar. Da, dar deja cei care nu tranzacționează în criptomonede, în futures, dar tranzacționează, cumpără acele monede, știți cum e chestia. Trebuie de așteptat foarte mult. Vei cumpăra o criptomonedă cu un dolar și peste o săptămână să o vinzi cu 10. Ioc, trebuie de așteptat foarte mult. Cam atât pentru acest video. Dacă aveți ceva întrebări, le scrieți în comentarii sau mi le adresați mie în privat. Dragi prieteni, nu este important depozitul și câți bani investești, dar strategie de tranzacționare. Cu voi a fost Nicolae. Pe curând. Pa!